O să spun cel mai frumos rezultat sportiv obținut de sportivii României în ultimii 20 de ani, reușind împreună cu valorosul Carl Arcitic să ocupăm un meritos loc 3 în cadrul unui concurs internațional, respectiv internaționalele Austriei. Un loc iarăși foarte frumos, a reușit să-l obțină juniorul Milașcom Bogdan, respectiv locul 5 cu experimentata iapă Ledichera și un loc 6 obținut de mine cu un alt foarte valoros cal, Carnaval 2. În urmă cu 2 zile, la Târgu Mureș, pe baza hipică a Regiei Naționale a Pădurilor, s-a desfășurat finala campionatului național la proba completă de călărie și totodată și Cupa Balcanică, unde noi, târgumureșenii, respectiv sportivii Clubului de Echitație Scorilo, au reprezentat România, zic eu, la cele mai înalte cote, reușind în finalul celor 3 zile de concurs să câștig împreună din nou cu valorosul Carl Arcitic atât titlul de campion național cât și Cupa Balcanică, iar sportivul junior Milașcon Bogdan împreună cu Lady Chiera și Hetty Bay a reușit să obțină 2 locuri, respectiv locul 3 și locul 5. Am putea spune că am obținut tot ce se putea obține. În lupta noastră de calificare pentru Jocurile Olimpice din 2012, am dovedit încă o dată că ne pregătim foarte serios și asidu pentru Jocurile Olimpice din 2012, iar în perioada imediat următoare, respectiv în decada a doua lunii octombrie, sper să găsesc resursele financiare necesare să ne deplasăm la campionatele mondiale care se vor desfășura în localitatea Lyon-d'Angers, în Franța, unde avem calificați 2 cai, foarte, foarte valoroși. Dar, din păcate, așa cum am mai spus-o, trebuie să mă repet, nu doar sportul de înaltă performanță, ci cam tot ce are țara noastră valoare, pe toate segmentele, nu este susținută așa cum trebuie valoarea, nu se alocă resursele financiare și nici măcar spirituale, umane, cum ar trebui. În schimb, ne complacem, din păcate, în fel de fel de lucruri care nu fac bine nației române, țării noastre și imaginii țării în exterior. Ne doare acest fapt. Noi ne străduim și suferim foarte mult să reprezentăm România cu demnitate, mai ales în perioada ultimilor 15 ani, făcând eforturi financiare enorme pentru a ne reprezenta țara în Europa și nu numai. Lăsând deoparte mica supărare și mica tristețe, consider că împreună și alături de domnul colonel Pinciu Vasile, maestru emerit al sportului, care a venit din Germania să mă ajute în această luptă serioasă de calificare a României la Jocurile Olimpice din 2012, să avem în primul rând mulțumirea lucrului bine făcut, a efortului care nu a fost făcut în zadar, și în rest orice durere și orice sacrificiu nu are relevanță când poți fi mândru de ceea ce realizezi împotriva tuturor vicisitudinilor pe care le întâmpin vrând nevrând în ziua de astăzi.